Ministrul Culturii a avut două variante, Casa Gănescu și locația în care este Muzeul de Arte în Palcul Central. Pentru început, Consiliul Județean va efectua demersurile de predare a imobilului către Ministerul Culturii. Este un nou început pentru turismul din Gorj. Ministrul Culturii a anunțat locația pentru Muzeul din Gorj? Da, a fost anunțat vineri după amiaza. Casa Gănescu este locația aleasă. Bineînțeles, nu ne oprim aici. Am discutat modalitatea de transmitere. Eu o să inițiez împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale actul normativ de predare. În Casa Gănescu a locuit timp de 2 ani sculptorul Constantin Brâncuș, chiar în perioada în care a lucrat la capodoperele pe care le găzduiește municipiul Târgu Jiu. Autoritățile promit să nu se oprească aici. E un început. Da, e un început ca după 2 ani de zile după ce a apărut legea să avem o primă locație, dar va trebui să discutăm pentru viitor un ansamblu muzeal mult mai adecvat pentru ce înseamnă Constantin Brâncuș. Dar în această dată este bine că a spus și să ne concentrăm forțele pe Târgu Jiu în ceea ce privește acest muzeu. În prezent în Gorj există doar o casă muzeu unde a locuit Constantin Brâncuș. Colecția muzeului cuprinde fotografii, albume, documente, cărți, scrisori care reflectă momente din viața și activitatea lui Constantin Brâncuș. Este prezentat mobilier original de interior țărănesc de la începutul secolului 20.